Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și la emisiunea mea online story. Astăzi am o invitată frumoasă, foarte frumoasă, pe care dumneavoastră ați îndrăgit-o aici, la mine în studio. Are și foarte multe lucruri să vă spună. Au mai existat persoane care au mai venit au, pe această canapea și au dat detalii despre ea și despre acțiunile pe care le-a avut în ultima vreme. De la Chisinau. A venit aici la mine pe ca apea asta frumoasă în care toate lucrurile se, se spun, Maria Lung. Bună, Maria! Bună, Cornelia! Bine te-am găsit! Uh, și da, într-adevăr, că nu poate să nu se vorbească. Dacă vede că eu am încetat și am stat la o parte, e normal, măcar eu a apuce să tragă mâța de coadă ca să se ajungă undeva. Dar na, în fine, continuă să se afirme prin intermediul meu, dar asta e ce să facem. -am am, așa la un dat. crezi tu că Marinescu Să afirmă prin intermediul tău? Păi asta face Asta a făcut și în emisiune Am realizat eu mai târziu Asta s-a întâmplat și în emisiune Atâta timp cât în momentul în care am ieșit din emisiune Nu a mai vrut să aibă nicio legătură cu mine E clar, omul a vrut să fie acolo Unde, unde nu este acum Dar a vrut să câștige emisiunea A câștigat-o Și s-a spălat pe mâini și a mers mai departe Atât de supărată ești pe el în aceste clipe încât să spui lucrurile astea? Da, nu sunt supărată. Chiar nu am niciun sentiment de ranchiună sau supărare. Sunt foarte relaxată, mai ales, poate, dacă eram supărată sau dacă, nu știu, mai aveam vreun sentiment sau ceva de genul. Încercam să ascund lucrurile astea sau să nu le vorbesc. Însă, cu toată lejeritatea, într-adevăr, am înțeles care a fost adevărul și am deschis ochii, însă prea târziu. Dar, evident, nu îi doresc niciun rău, îmi doresc extrem de mult să ajungă acolo unde și-a dorit, dar să, să înceteze, să mai, să mai zică Maria. E, îl provoc, îl, provo cum, îl provoc, încetează, încetează să mai vorbești de Maria, vorbește despre tine. Mai dacă este întrebat, omul răspunde, îți dai, îți dai seama că Cornelia. așa nu se pare corect. Dacă ar fi să fie doar când e întrebat, dar el vorbește și când nu e întrebat. Zici tu, așa... Ia da, dăm un exemplu. Da. Uh, hai să-ți explic. În momentul în care eu am plecat la Chișinău, l-am rugat să înceteze toate lucrurile care uh, ar putea da vreun uh, subiect de discuție cuiva, în momentul ăla el a postat uh, filmulețul cu mine, la el pe TikTok, în momentul în care noi nu aveam nicio legătură. Și ca să mai înțelegem cu lucru, uh, vedeți și voi, verificați, nu știu, vizualizările, să zic așa, uh, când e Maria acolo lângă el și când este lângă altcineva. Pentru că el, dacă nu sunt eu acolo, nu mai are acea, nu știu, acea audiență, să zic așa, și e conștient de asta. Da, o să vorbesc deschis. Da, Mă, da. mă bucur, e o emisiune deschisă de în care, normal că trebuie să spunem lucrurilor pe nume... Uh, Sincer, el a fost prezent în emisiunea colegului meu, Alex Nedelcu, și a făcut o serie de afirmații uh, legate de tine privind niște fotografii. Te-a recunoscut uh, imediat în acele fotografii și mi-a plăcut uh, modul în care a început discuția. Cum a continuat, o vom comenta noi. A zis așa, uh, este fosta doamnă Marinescu. Uh, nu am fost niciodată doamna Marinescu. Uh, era conștient, vă, bă, nu știu, vă fac eu deznodăm deznodământul, dacă vreți. Uh, nu a fost niciodată doamna Marinescu, a spus așa pentru că știa că lumea va, rea va avea o reacție la acele cuvinte, Și dar din cauza asta a spus lucrul ăsta. Nu a simțit niciodată absolut nimic pentru mine, nu... a avut doar poate așa o apropiere mai mare pentru că, fiind în acel show, tu nu ai pe nimeni lângă tine. Eu m-am gândit așa, din punctul meu de vedere, da? Eu fiind acolo, eu nu am putut să mă apropii de, de cineva, pentru că în orice moment putea să-ți vină cuțitul direct în spate. Și de multe ori se întâmpla de la cele mai apropiate persoane. Da, mă, da. Erau, ce -o, prin... în ceea ce vă privește pe voi doi, mai erau și alte femei care și-ar fi dorit să fie cu el. Adică da, trebuia... dacă ar fi făcut totul doar uh, pentru premiu sau doar pentru imagine, nu te-ar fi ales păi, pe tocmai tine. tocmai de asta, Cornelia, dacă el se îndrepta spre alte femei, atunci nu mai ajungea unde a ajuns. Adică, dă... adică a fost lângă nu mine ca să nu lumea. Da? da. Mă, nu știu. Da. Păi... Vrei să spun că nu cred lucrurile astea? Eu cred că, dincolo de declarațiile voastre, au fost momente în care v-ați iubit cu adevărat. Da, eu l-am iubit pe el. Însă, ți-am zis, am deschis ochii foarte târziu și, da, cum ai zis și mai devreme, erau femei care voiau să fie cu el, trebuia să renunț eu și să le las cale liberă. <laughs> Pentru că erau femeile care meritau să fie cu el ar fi trebuit să renunț eu. Atunci nu gândeai așa. Atunci erai îndrăgostită și aveai un bol așa, pe ochi. Da, aveam ochelarii roz, care cred că are orice om care iubește cu adevărat. Erau de cal așa. Erau de tot ce vrei, numai să nu văd. Să nu văd tot ce se întâmplă. Îți și pare erau de ceva? Ai face lucrurile altfel acum dacă ai fi în aceeași situație și l-ai cunoaște mâine? Uh, e multă lume care prin podcasturi și prin interviuri spune că nu regret nimic. Nu regret nimic din ce am făcut. Da, sunt lucruri care le regret și mi le asum și care, dacă aș mai fi supusă la ele, aș face alte alegeri. Adică ai învățat din greșeli. Da, exact. Uh, spui lucrul ăsta, ceea ce e foarte important. Dar n-ai învățat din uh, greșeala anterioară. Voi v ați despărțit uh, în urmă cu un an. Iar anul ăsta ai mai încercat. Nu erai încă vindecată de Marinescu? Sau uh, era altceva la mijloc? Anul ăsta uh, am vrut să înțeleg eu pentru mine dacă mai am sentimente pentru el sau nu. Asta a fost tot. Am vrut eu să înțeleg ce fel de om este el. Am vrut eu să înțeleg dacă el... Cornelia, iubirea nu se pierde atât de ușor. Nu poți uh, dezubi pe cineva într-un timp atât de scurt. Și m-am convins eu pentru mine, încă o dată. Te-am văzut multe lucruri, discuții. Tot... Deci, nu, lucrurile astea au ajuns ca să ca să, ca să respingă de, de mine foarte mult și ca să mă facă pe mine să înțeleg că pă, de ce nu m-am trezit mai devreme? De ce nu. Na. Uite, cel de sus câteodată face lucrurile într-un anumit mod încât să putem să ne vindecăm definitiv. Și poate-ți trebuia o astfel de perioadă în care să te întorci în Turcia, să încerci să fii cu Marinescu, să vezi că nu merge, că nu funcționează și de-abia după să poți să o iei de la capăt cum ești acum. Probabil da. Acum ce să zic? Am luat-o de la capăt, și, într-adevăr, ă, sunt relaxată. Nu mă mai trezesc noaptea, nu mai mă, mă mai gândesc, Doamne, ce a zis el și cum a spus. Chiar dacă o să continue să fac, îi urez succes, că doar despre asta poate fi interesant când vorbește. Și, crede-mă că ăsta e adevărul. Și cam atât. Tu ai fost cea care ai încercat să vă împăcați, fiindcă el a mai povestit aici, chiar la mine în emisiune, faptul că ai, tu, Maria, ai fost cea care veneai la el, cea care l-a adus în locul acela despre care chiar tu povesteai la acel restaurant în care să vă spuneți ce simțiți unul pentru celălalt și să și eu continuați seara așa cum da, trebuie între doi fost... îndrăgostiți. Eu am fost inițiatoarea la tot ce înseamnă cuplul Maria și uh, Marinescu. Uh, pentru că de fiecare dată tot ce ați văzut și tot ce s-a întâmplat între noi a fost pentru că eu mi-am dorit, pentru că eu am luptat pentru asta și, hai să-ți explic, eu sunt o genul de om, să zic așa, până, la, până a intra în emisiune nu a trebuit niciodată să lupt pentru ceva din momentul în care am intrat în emisiune și am fost acolo, singură, am înțeles că și am început să lupt pentru lucruri ca, ca să le obțin și ca să se întâmple. Și mi-a fost greu în anumite situații că acolo nu poți să te duci să te plângi cuiva pentru că vine a doua zi și îți dă în cap. Și nu mai, e, nu mai e ce trebuie. Dar Cristian, Cristian, am mai zis, și-a făcut treaba, îl felicit și că... Să mers mai departe. Am mai avut o declarație atunci uh, în emisiunea colegului meu. Jurat? Da. A spus că așa, în ultima perioadă mi-a dat câteva mesaje în care m-a înjurat de mai multe ori. Eu nu i-am răspuns prima oară, peste câteva zile la fel, mi-a tot scris, tot nu i-am răspuns. La câte mi-a zis, nici nu știu cum am ajuns astăzi aici. Nu. A, deci... Ce ai făcut? L-ai înjurat? Hai să vă zic, eu am primit un video cu niște persoane, cu o persoană cu care el m-a pus pe mine pe un piedistal. Au fost mai multe, dar am primit de una sau două, una sau două, nu mai știu. În momentul ăla mi s-a făcut atât de scârbă de mine, efectiv, era pentru femeie, că... Era femeie, Era femeie, da, mm -hmm. pentru că el m-a pus pe mine pe, pe un piedistal cu mai multe femei din emisiune. Ceea ce eu am luptat în continuare și lumea nu mă înțelegea, lumea credea că eu sunt geloasă pe el. Nu, eu vroiam doar să nu fiu comparată cu anumite femei care nu ajung la nivelul meu. Și da, o să, o să zic asta cu capul sus pentru că ăsta e adevărul până la urmă. Dacă vrei îți arăt ție acel video, care l-am primit ca să nu-l punem pe și să vezi să înțelegi despre ce e vorba. I-am trimis câteva mesaje și l-am blocat înapoi. Nu i-a mai scris după, nu l-a mai deranjat după și nu i-a mai i-am zis doar stai ca să nu mint să zic nu, nu o să zic în jurăturile, dar o să zic că oricum e o conversație, să da, doar eu am scris. Trebuie să, dai doar, să spui doar ce ai zis tu, este da, da, da. cel mai important, că să nu o redă în conversații da, de da, private. Da, da. Așa că doar ce ai spus tu, să vedem dacă ce i-a declarat el lui Alex Nedelcu era adevărat, dacă l-ai înjurat sau nu l-ai înjurat. I-am zis așa, uite b puncte. Cu cine mă puneai pe un piedistal. Mi-e scârbă de tine. Ești o greșeală. Uh, și am zis să nu zică niciodată la nimeni că ai avut ceva cu mine și că e demn de puncte, puncte, puncte. Mi-am murdărit conștiința. E demn cu de... tine începe măcar cu o literă, e demn de... Pum. De genul de persoane, care, genul de femei care i-am trimis eu video. Vrei să-ți arăt video și ție? Nu l-arătăm, ți-l arăt ție. După emisiune, eh. da, aștept să-l... Uh, și cam atât. Sper din tot sufletul să nu mai aud și să nu mai există absolut nicio legătură. Dură. Dar... Oricum, cam dură, așa ai fost cu el. Și astea sunt mesajele, da. Era nervoasă? Era foarte nervoasă pentru că, Cornelia, eu îmi știu... Eu dacă eram afară, eu nu, nu ajungeam unde am ajuns. Nu ajungeam să fiu cu el, nu ajungeam să se întâmple nimic între noi. Și în momentul în care eu mi-am asumat asta și am zis, mă, așa cum e el, pentru că până a începe eu o relație cu el, avea foarte, mult, avea foarte mulți dușmani. Avea foarte multe persoane care... A fost perioada aia după ce tot internetul spunea ce s-a întâmplat înțeles, cu el. Da. Uh, și eu, eu mi-am asumat personal uh, să, să fiu acolo lângă el un sprijin și eu personal nu permiteam unor persoane să vorbească aiurea. Mă puneam... Na, și mă certam, dacă mai știi cu... Uh, nu știu dacă am voie să dau nume. Mă certam cu multe persoane și mă certam foarte rău. Am jignit foarte multe persoane de la care îmi cer scuze acum. E vorba de iubitul Andradei, dacă pot să zic de el, pot? Da, bineînțeles. Cazi. am avut da, o ceartă sigur, cu el. Poți să spui orice Am nume. avut o ceartă cu el foarte mare în care i-am zis că e de la orfelinat, că e de la și așa mai departe și Cazi, într adevăr îmi cer mii de scuze pentru acel incident că na, eu la nerv și el a înțeles într un final că nu e băiat rău. A înțeles că eu la nervi vorbesc prost și vorbesc foarte multe aberații. Eu așa sunt. Pe mine dacă mă rănești, nu mi Ca se pare oportuna. zic de astea, da, zic de astea că nu vreau să te mai văd, că nu te, te șterg de pe fața pământului, nu mai, nu mai vreau nimic. Dar după îmi trece și îmi trece foarte repede. Adică după ce întâlce... Ai mai vorbit cu Cazi de atunci sau nu. Prima dată este când prima dată? Este prima dată, este prima dată. Păi lucrul ăsta, mă, mă bucur că l-ai spus aici la mine în emisiune. Părnesc au mai fost și alte persoane pe care le-ai... le ai rănit atunci din dragoste, cumva, din dragoste pentru... E, marinesc. era și comănici. <laughs> <laughs> da, comănici, comănici, cu comănici, cu comănici mă certam nu din cauza lui Marinescu cu comănici mă certam că eram noi nebuni amândoi. Uh, și el vorbea mult și prost, ea a scris lui la un moment dat, știu că a primit el un mesaj uh, despre faptul că nu știu ce făceam eu în uh, Londra, că n-am făcut de fapt facultate și am făcut altceva și nebun a venit să zică în emisiune. Și-a tu mă, tu, tu ai tu toate acasă, eu câte mesaje am primit despre el și niciodată n-am avut tu pe o să le aduc în emisiune, tu vii și-mi arunci așa două cuvinte de la un moșneac sau de la o ba, baba Elena din nu știu ce sat. Dar v-ați înțeles până la A urmă. Dar normal, da, da, normal, aveți nu, n-am nicio O relație treabă. bună. Și Cristian Comănici mă înțelegeam chiar bine în unele momente cu Cristian Comănici, ceea ce îl și deranja pe domnul Marinescu. Uh, dar, uh, na, asta a fost să fie. Eu mă distream mult cu ei. Era vorba, era acolo Aia, Andrei, Mariana. Da, că sunt foarte Eu simpatici și Da, -aia, bă, Cristian este foarte vesel, comunicativ. La fel și Aia este foarte drăguță. Și Andrei, da, da, da. pe cât de serios părea acolo la Istanbul, l-am cunoscut aici. Mi se pare un om dintr-o bucată și foarte, foarte carismatic. Cine Andrei? Nu, da, mi place, mi se pare un om carismatic. fi un băiat bun, dar nu e carismatic pentru mine. Eu spun din punctul meu de vedere. Ce, ce am văzut pare. aici în studio, l-am văzut de foarte multe ori și mi s-a părut uh, un om foarte ok și o chiar spunea lucrurilor pe nume așa, adică niciodată nu s-a ascuns Îți fac o reinterpretare acum. Da, doamna Cornelia. Da, da, am înțeles. Atât a zice. Atât a scoate pe curea. Atât am atât. înțeles și nu, dă nu. din picior. Uh, nu, mai <laughs> că se mai bâlbuie, da. da. Nu, e da, adevărat. Să nu nume, nume de rău, dar eu n-am nicio treabă cu el. E un băiat bun și ba mai mult. Când noi ieșeam foarte mult pe afară și când ieșeam ne distram rău. Adică de Paște, cred, am ieșit și am fost la mai multe restaurante atunci când i-am filmat pe el alți Că noi n-am putut să mergem. Și zicea, apropo, cumă uh, Cristian zicea, mă, dacă faci rău cuiva, se întoarce ție. Și atunci, din cauza faptului că m-am dus eu cu Aia să-l filmez pe Romeo și pe Radu, uh -huh. ne-a prins pe noi. Că dacă <laughs> nu ne ducea, nu ne prindea. Așa Că, că noi ne-am văzut când am ieșit din hotelul ăla. Că producția s-a dus după Romeo și... Și v-a prins pe da, voi Păi da, da. așa se întâmplă vezi? Întotdeauna trebuie să faci doar un lucru bun Ca să ți, să -ți se întoarcă Dar re, mă, îl Lăsăm pe Andrei și pe ceilalți de -o parte Eu rămân la părerea mea Andrei este carismatic Și e un băiat de nota 10 L-aștept mereu aici în studio De fiecare dată mi-a făcut plăcere să-l am ca invitat O să mă întorc la Marinescu Și la o altă declarație de lui, de a lui Foarte dură la adresata. În, uh, și aici chiar vreau să comentăm, poate, mai mult. El, uh, a, tu, în momentul în care a fost întrebat dacă s-ar mai împăca, uh, a explicat în stilul său: Viitorul e decis, nu mai există împăcare, nu pot să stau așa cu o femeie, nu am cum să stau cu ea. E prea răzvrătită, cred că mă omoară în somn. Uh, da, uh, a spus anumite. a spus Cred lucrurile că mă omoară în somn. El nu... Cornelia, el nu vrea, omul n-a vrut să fie cu mine o secundă. Și vreau să înțeleagă toată lumea acest lucru. Dacă vroia, păi eu știu așa, un om când își dorește, voi până la urmă încercați să vă gândiți la voi ca persoane. Când vă doriți voi ceva, nu faceți absolut tot posibilul să ajungeți acolo? Orice s-ar întâmpla când o persoană are ceva important pentru inima lui, ăla e țelul. Nu alte lucruri, nu alte lucruri care sunt în, în jur. Și ceea ce a spus el mă omoară în somn. Nu cred că. Oricum, lui i-a plăcut subiectul ăsta: că eu sunt foarte geloasă, că eu sunt foarte insistentă, ceea ce nu este așa. El a avut, chiar cât am stat la el, a avut liber să meargă, să facă ce vrea el, nu stăteam pe capul lui, nu am fost și cu familia lui în, la mare, și niciodată n-am insistat. Să, să, stau pe lângă el și așa mai departe. Ba mai mult, chiar el era persoana care venea la mine. Însă i-am zis, dacă așa îi convine și așa i place, teu o așa. Dar acum când nu mai avem nicio legătură, trebuie să se oprească. Să se oprească și să-și caute de viața lui. Să vorbească despre femeile cu care a flirtat în emisiune, să vorbească cu, nu știu, tot ce faptul că a câștigat, dar nu să mi se pare că e n o mizerie se... care uh, e împroșcată non-stop, ba mine, bani el. Da, că nici eu nu sunt mai bună. Ce crezi că sunt mai bună? Uite ce am, <gângul> uite ce am ce vorbit, da, 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 până acum. Uh, uh, Voiam uh, să vă te întreb, ai ajuns la certuri atât de puternice cu Cristian, încât el uh, să să aibă concluzia asta în ceea ce te privește pe tine, că ești atât de răzvrătită încât uh, no. l-ai putea... No. Bine, era o glumă, adică nu a spus da, lucrurile da, astea da. în serios. E clar că această declarație a fost pusă în glumă. Nu, deci uh, da, a fost pusă în glumă, dar Cornelia ieri e conștient că în momentul când el spune aceste lucruri, eu primesc foarte mult hate. Pentru că sunt geloasă pe mine, lumea așa m-a perceput. perceput, da, că e nebună, e bipolară și așa mai departe. Și când el spunea aceste lucruri, practic le dă de dreptate. Nu? Păi și din cauza asta el vroia să el mereu vroia să se urce mai sus, mai sus și mai sus. Păi, eu n-am nicio problemă cu asta. Dar atâta timp cât tu schimbi atitudinea față, ta față de mine, când eu am fost persoana care te-a făcut de fapt câștigător, pentru că da, dacă eu nu-i dădeam votul, el nu era câștigător. Și ăsta e adevărul. Așa e, dar atunci era o altă relație între voi, erați împreună, exista. Nu, acolo Atunci o iubire. eu o iubeam și cineva era cu mine doar ca să câștige. Ai fost vreodată în viața ta în cealaltă postură? Adică să existe un bărbat atât de îndrăgostit de tine și tu să fii indiferentă, dar totuși să-l ții acolo? A fost cineva care m-a iubit mai mult pe mine decât eu pe el, dar. Nu am fost eu indiferentă. Am avut doar, poate, mai puține sentimente, nu știu dacă se poate zice așa. gen Nu, am, nu a fost iubirea aia atât de puternică. Poate a fost doar simpatie și așa mai departe, dar niciodată egală cu zero. În cazul, cum ar fi în cazul nostru. Așa. E. Dar bine, știi ce e mai urât pentru un bărbat, sau și invers, pentru o femeie să-i se spună că. Ne înțelegem foarte bine, dar ca prieteni. Așa aveai poate și tu sentimente pentru acea persoană. Nu, că eu mi-am dat seama după că nu-l iubeam, după ce m-am despărțit. E vorba de relația care am avut-o înainte de emisiune. Eu am realizat după ce am plecat în Londra că, că nu aveam acele sentimente puternice. S-a mi-salutat după ce am văzut ce am văzut și am văzut că m-a înșelat. Uh, a fost. Este acea relație despre care tu uh, ai povestit uh, la o emisiune TV. Da, da, da. Uh, despre bărbatul ca, cu care trebuia să te căsătorești da. și înainte de nuntă cu o săptămână l ai prins. Uh, într -o la situație... la petrecerea burlacilor. Ai ure. Da, da. Ea mai povestești -mi și mie. Ca, uh, poate nu, poate sunt oameni de acasă care nu cunosc. Uh, această da. întâmplare nefericită din viața ta. Da, nu o cunoaște nimeni și, într-adevăr, sunt detalii deja din trecutul meu care nu au fost puse nici în emisiune. Eu am fost împreună trei ani și jumătate cu cineva. Trebuia să facem, să ne căsătorim. Uh, am luat absolut tot, am pregătit absolut, era totul gata, și restaurantul, și absolut tot. Cu o săptămână înainte de nuntă, făceam uh, petrecerea eu a burlaci, el a burlacilor și eu a burlăcițelor. Uh, și în momentul ăla, uh, el și că trebuia să plece cu prietenele, cu prietenii. Da, prietenii sunt soții prietenelor me mele, da? Și când o întreb, ba pe una, ba pe alta, păi da, altă unde e? Uite, e acasă. E zic, stai așa, stai să mai întreb una. Bun, sunt pe altcineva, dar x-ulesc unde e soțul ei. Uh, Poți să dau nume? Sau nu contează. Uh, și zice că nu, nu. dai nume? Andrei, în fine. Și zice că uite-i acasă. Doar unul, un singur, o singură persoană lipsea, soțul unei prietene, și a zis, mă, hai să văd. Eu i-am instalat o aplicație încă de... Un an de zile, dar că niciodată n-am avut eu mirosul ăla, știi, să, să mă apuc să controlez. Ai Nu simțeai tu ceva? Asta se știe și de. Da. Că știe lumea că sunt nebună, da? Adică eu, dacă trebuie să urmăresc pe cineva, n-am o problemă. Mă duc direct, uh, am toate sculele necesare și mă pregătesc și din timp. Așa. Deci, în urmă cu un an ai pus o aplicație pe telefon? Da, ai simțit ceva nu, atunci, nu? nu? Hai să zic, toate telefoanele au acea aplicație. Bine, Vine dar nu folosește, Da. Da, vine de la terșie și e pentru a căuta acel telefon. Noi, n aveam, de exemplu, da. Știi pentru ce e? E pentru a căuta acel telefon în cazul în care l-ai pierdut. Așa e, da. Ah, bun. Adică, cu ajutorul al telefon, Poți să cauți, eu dacă mi-am pierdut acum telefonul și sunt conectat cu telefonul tău, da? Știi locația. Dar ai simțit ceva atunci? Păi, dacă sunt pe. el îmi zice că se duce cu toți prietenii și soții prietenilor mele și aproape toți acasă și doar unul lipsește, zic, păi ceva e neregul aici. Bun. Mă uit locația, e la un club, la un club din oraș. Proprietarul clubului e un prieten de-a tatălui meu. Și am putut, eu. ei stăteau în camera aia care nu e pentru toată lumea. Era el și cinci dive, să nu le zic altfel, că iar e cu bip. Și dar ele n-au nicio vină. Păi de-aia nici nu le-am făcut nimic, dar erau Așa. și urite, deci nu m-am spălat foarte tare. Uh, am avut o reacție Bosturile, bă, sunt discutabile așa da, <laughs> da poți să zici la supărare da. dar... <laughs> și uh, am stat așa gen vreo 4, 4 nu patru minute cred vreo 10-20 de secunde gen, nu înțelegeam încă, mie nu -mi venea a crede pentru că eu nu am avut eu n-am văzut un mesaj eu n-am văzut, n-am avut niciodată în timpul relației vreo bănuială Um, și am luat un pahar de pe masă și am aruncat și eu unde m-a apucat. Mi-a spart un pic capul, dar a fost bine. Bine că n-a fost mai rău. Tu l-ai văzut acolo, se distra? cum? Da, normal. Cum era. era? ei doi. Dacă da? Dacă cum? Zic, era unul pe un scaun, altul pe alt scaun. Așa. Și unul era cu două, altul cu două și una se plimba pe acolo. Una era schimbul celălalt. Da, da, da. Nu știu ce schimb era, dar umbla pe acolo. Se plimba. Cred că era controlul. Controlul. <laughs> era supervisorul. Așa. Și, Avea uh, și ea un rol Da, normal, dirija. <gură> și uh, erau, erau, femeile dezbrăcate, na, clubul ăla e mai mult așa... Mai de ochiat așa? Da. Am înțeles. Da. Uh -huh. uh, și acum să nu se supere. <gură> <gură> uh -huh. și Da uh, Păi erau cu mâinile peste tot, se sărutau nu și așa mai, mai de aproape departe. de mine, așa? Așa? se sărutau și așa mai departe și uh, na. și am rămas, am avut o Eu acum povestesc cu ușurință pentru că am trecut și am înțeles că nu l-am iubit. De -aia, că de acolo am am pornit subiectul. Uh, am înțeles după ce am plecat în Londra, eu fiind foarte afectată în momentul ăla. Acum, ce ai zis? I ai spart capul și ai zis gata, aici s-a terminat, i-ai aruncat deci, și inelul? Nu, nu, ce că să nu semnă? eram determinat eu atunci. Eu eram de înjurături și de tot, că nu, nu puteam scoate pe gură atunci și întrebări Așa. și de astea. Eu A doua zi, îl Trimiteam zis, în nu? țările calde. A doua zi, nu? Sau când? A doua zi, deja eu i-am dat un mesaj. Uh, ce ai scris în el? L-am întrebat dacă vrei să vorbim, că e cazul. Și el nu a zis că, că e obosit. Da. Și de genul. El a zis că e obosit. Ai a văzut cât de mult sufăr și au decis să nu mă mai trimită la studii în România, ci să mă trimită în Londra. Da, ați vorbit sau până la urmă? Nu. Nu, nu, nu. N ați mai vorbit deloc? Nu, nu, nu. Nu v-ați mai întâlnit nu, niciodată? Nu, 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 ați anulat nunta așa prin intermediul familiei? Cum s-a întâmplat? Da, da, da. da. S-au ocupat toate părinții mei. De fapt, părinții mei se ocupau de nuntă. Uh, și au dus și au rezolvat toate chestiile Na, Normal, n-am putut lua banii toți Din arvonele care le-am dat și așa mai departe Pentru că era prea gata tot Dar Na. Uh, A fost ce a fost uh, Și după ce am plecat eu în Londra A început să scrie și el Da? Ce-ți scria? Da, că vrea să vorbească uh, Că dacă vine, că el nu venea așa să vină la ușa mea Că dacă îl dădeam afară, venea degeaba el vrea să se asigure că dacă vine în Londra, eu îl primesc. Normal, păi ce facea el pe acolo singur? E, nu nu știa Uite cluburile. Nu oricum... știa cluburile pe acolo. Adevărat da. și asta. Da. Vrea să-l să ajut eu. În fine. Știi care e concluzia? Glumind un pic la discuția asta, ar fi. Nu e bună petrecerea asta a burlacilor. E bun. Nu e bună. Nu e bună. Asta e, uite, nu mai au loc nunțile din cauza. Nu e bună și să nu lăsați să faceți petrecere, să nu mai faceți petrecerea burlacilor. Zic, întem femeile să nu-i mai lese. Doamne, să mă urască bărbații. A, și am zis, apropo, am început să primesc foarte multe mesaje de la femei. Maria, deși mi aplicația aia, mă că... Doamnele și -n... E plină mesageria mea acum. Păi și acum o să fie după emisiune să vadă care este aplicația, să știe doamnele unde se duc domnii. Dar Eu tu obicați... crezi că a fost o singură, o singură greșeală? Sau oricum nu mai conta? Nu conta. Nu adică conta. nu putea să aibă un moment de rătăcire Nu există niciun seara. moment de rătăcire Bărbatul când te înșeală odată Te înșeală de mai multe ori El m-a înșelat și până atunci Doar că a făcut-o bine și n-am da, reușit eu să aflu Nu, 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 n-am aflat, dar sunt sigură de asta ce nu știi? Ei, nu e real. Știu, eu nu are eu. cum să fie trei ani de zile cu minte, și bă, după să se trezească că mă înșală. Nu există așa ceva. Mai ales Gata, e ultima noapte de libertate, ultima săptămână de libertate. Ia să mă duc nu. eu în club să mă distrez. Cornelia, când iubești și când ai sentimente pentru o persoană, ai și respect. Și dacă respecti femeia de lângă tine, nu-ți permiți tu, în primul rând, să faci aceste lucruri. Nu există și uh, toate prostiile astea cu că okay, e că e ultima petrecere și așa mai departe. Nu, dacă e ultima petrecere, ultima petrecere e înainte de relație. Înainte de relația cu femeia cu care vrei să te căsătorești. Dacă nu vrei să te căsătorești și nu vrei o relație, stai și fă de astea cât tună Dar domnul nu zice... celălalt care era cu el, prietenul. Mhm. Uh -huh. A mai rămas căsătorit cu doamna sau prietena ta? Da. Ea uh, da, iertat? Da, da. Ei deja erau căsătoriți și aveau și un copil. La ei nu prea știu na, cum au fost. a fost, mi-a zis că au fost uh, certați, dar nu au ajuns la divorț. Și până la urmă, când e vorba deja de o căsnicie și de un copil, acolo e altceva. Da, trebuie să te gândești uh, mai bine cum stau lucrurile. La Londra nu ți-a plăcut de nimeni? Ieșeam cu un băiat, dar nu-mi plac mie. Mie îmi trebuie. Adrenalină. Moldovean, român sau rus. Atât. Nu mă. Ei sunt plictisitori, bărbații englezi. Așa, ei lor le place foarte mult să stea cu sine, le place foarte mult de ei, au altă să mentalitate. se distreze, dar, dar au o altă mentalitate și nu e greșită. Doar că eu fiind mai vulcanică și mai nebună, vreau și eu, dacă cineva se hrănește din energia mea, vreau și eu să mă hrănesc din energia cuiva. Am înțeles, da, e adevărat că noi avem niște personalități foarte puternice. Uite, suntem în această zodie și... Și asortate. Da, și asortate și n-am vorbit înainte cum se va îmbrăca una sau cealaltă. Și știu că, într-adevăr, nu stăm în locul lui și ne, ne trebuie lângă noi și o persoană la fel de dinamică și care să ne provoace cel puțin la nivel intelectual. Da. Da, pentru că eu sunt mai multe tipologii de femei. Eu personal fac parte din acea tipologie când mai întâi trebuie să uh, mă relaxez, să zic eu așa, să nu zic pe bip, să mă relaxez mental uh, și după deja să trecem la partea aia mai intimă. Dacă nu îmi îmbli la creieraș, n-ai șanse acolo. E, da, uite, au existat bărbați în viața ta care ți-au umblat. Umbla, la la călăie creieraj, umblat, da. s au umblat bine. Mi-au spălat povesti. tot pe acolo. Da, dar acum, Maria, ești cu cineva? Te caută cineva măcar? Uh, sunt uh, în cunoaștere, să zic eu așa, termenul care ne place nouă. Sunt în cunoaștere cu cineva, vorbesc cu cineva, e din București, uh, dar încă nu sunt gata să mă afirm în... Uh, da, când am venit, m-a întâlnit, ne-am văzut, a fost totul frumos, dar cred că avem nevoie de un pic de timp să vedem, să văd cum e. Te frică să te mai arunci așa cu capul înainte? Până da. la urmă, bărbații care vin în viața noastră după relații nereușite, este, mai greu. Nici, este mai greu, dar ei n-au nicio vină. Trebuie să le acordăm cu siguranță un credit. Da. Cu siguranță n au nicio vină, însă eu deja nu vreau să am și eu o vârstă și nu vreau să mai pierd timpul cu încercări sau. Da, cum v-ați împrietenit, voi doi? Scris Măcar pe Instagram. până la întâlnire. Mi-a scris cum... pe Instagram, este cineva. Inițiala lui? Măcar inițiala, deci nu vreau mai mult. <laughs> R. R. da. Domnul R. Este cineva din dintr-o emisiune, dar nu de aici. Am înțeles. Și ți-a scris e, pe Instagram ce ți-a spus că ești frumoasă, că ar dori să te M-a susținut, susținut, foarte mult în momentele când mă certam eu cu Cristian. Și eu nu prea răspundeam că na, atunci nu avem chef de nimeni. Dar după ce am ieșit din emisiune... te-a susținut. Așa. Îmi trimiteam mesaje care nu aveau, nu aveau nicio așteptare, știi? Nu aștepta un răspuns. Îmi trimiteam mesaje gen, ești puternică, mai e un pic, hai că o să fie bine, ai dat dovadă astăzi de sinceritate, de încredere, de respect și așa mai departe. Nu erau mesaje sau întrebări sau ceva care să ducă la o discuție. Și el vedea că eu le văd. Și cam așa era conversația noastră. El scria, eu îi captat, că sunt sigură că sunt foarte mulți bărbați care îți scriu. Dar uite, asta a fost parcă diferită. Da, a fost diferit și uh, eu vreau liniște. Vreau pe cineva care să fie sătul deja de, de femei, să fie să-și dorească exclusivitate, să-și dorească o femeie care să fie doar pentru el și el doar pentru acea femeie. Uh, vreau copii, vreau o căsnicie deja și nu mai pot eu să-mi permit să să-mi pierd timpul prin cluburi sau prin, nu știu, să... m-am am, -am distrat după ce am ieșit din emisiune vreo două luni Ai de zile. Avut, așa momentul tău de libertate maximă în care zici că le-ai făcut pe toate, știi? Da. da cunosc da, da. foarte bine tipologia aceasta, pentru că și eu când am un chef foarte mare să mă distrez, nici mă mai interesează. Durează o perioadă, da, apoi zic, domne, trebuie să mă liniștesc, să fie totul ok. Uh, domnul Er, uh, e cu cluburile, cu distracția, no, sau no. e mai casnic, așa își dorește o familie, copii? Uh, nu știu dacă își dorește o familie sau copii, dar uh, își dorește să mă simt eu bine, să fiu liniștită, să fiu calmă, uh, să am tot ce-mi trebuie dacă mi-e foame, dacă mi-e frig, dacă mi-e cald și așa mai departe. Și lucrul ăsta este foarte important pentru mine, pentru că și eu la rândul meu sunt foarte grijulie. Și cineva o ia ca pe un abuz, cineva o poate lua ca pe o grijă. Deja depinde de persoană. Așa e. Uh, te-ai întâlnit cu el uh, aici în București? Uh, te-ai mutat pentru el aici? Sau te-ai mutat doar pentru tine? Nu, mă mut pentru mine. Pentru că uh, am multă treabă în București, și pentru că am luptat. Iarăși, dacă revin la faptul că am luptat, eu a trebuit să lupt pentru foarte multe lucruri care mi se întâmplă acum, și tu știi despre ce vorbesc, tot ce pun eu pe televizor în momentul actual este doar datorită mie și datorită faptului că am luptat eu pentru asta. Uh, vreau să știu că este uh, și un. Uh, a fost un, un filmuleț tot așa și o să fac și eu la fel. Îmi mulțumesc mie pentru că am avut răbdarea suficientă, pentru că am avut puterea suficientă, pentru că uh, am, am știut să, să ies din orice situație cu capul sus. Dacă ar fi uh, să mă iau după spusele Anei Maria Ticea, uh, astrologul nostru, a, nu, acesta nou, taurilor o să ne mergă foarte bine din toate punctele de vedere, așa că îți transmit și eu ce a, ce a spus ea, ce spune ea în fiecare vinere aici de la orele 17, că taurilor le merge din plin anul ăsta. Da, normal că am da. văzut, normal că am văzut că privesc emisiunea de fiecare dată cu cea mai mare plăcere uh, și uh, a început perfect, Anul ăsta pentru mine are dreptate și aici, și dau dreptate. multă iubire o să fie anul ăsta. Să dea pentru, cei singuri, acum. pentru cei singuri, pentru cei singuri, pentru ceilalți se consolidează iubirea cei care o au. În cazul meu vreau să spun. În cazul tău o să fie o iubire nouă și foarte frumoasă, iar care se poate duce departe, adică și se poate încheia și cu, nu se poate încheia, poate continua cu o căsătorie. Iar în cazul meu, poate fi una foarte frumoasă și mai frumoasă decât este. Pentru că am pe cineva, este altceva. Da, să sperăm să fie așa cum zice ea. Uh, și, păi, eu am e, o presimțire... se pare că strălucesc ochii așa când vorbești despre <laughs> domnul R. Eu am o presimțire că o să fie totul bine. Și nu doar cu domnul R, dar și cu ce ține de Maria Lungu pe plan, plan profesional și nu numai. Uh, după cum știm, doresc într-adevăr... Uh... Să vii aici o dată în București, să te stabilești că de anul trecut tot uh, spuneai că vrei să vii da, aici da, și da, să da. și continui, acum o să te las pe tine să văd. Să continui uh, cariera mea în televiziune, așa cum e mică, mare, încet, încet, cu pași mici sper din tot sufletul să ajung acolo unde îmi doresc. Mă gândesc să fac și niște cursuri, doar că acum vreau să termin cu școala auto, dar dacă are cineva vreo ofertă pentru mine cu mare drag <laughs> învăț repede ce facultate ai făcut o la Londra? Design vestimentar. Și nu te-am întrebat întâmplător, fiindcă îmi povesteai în urmă cu două, trei ediții că o să-ți deschizi aici ceva, un magazin. Rămâne doar în stadiul de proiect sau vei face lucrurile în paralel? Deci cu magazinul am arendat și locul într-un mall din, din București, însă nu s-a ajuns până la final pentru că proprietarul, acelui spațiu comercial în ultima săptămână a spus că îl dă altcuiva. Probabil că era vorba de cineva din cupile care a ajuns la el și din cauza asta, da, ne-a întors banii pentru că contractul care l-a semnat a fost în cazul în care se schimbă ceva toată suma se întoarce ca să nu, să nu existe vreo, uh, vreo risc. Și cred că a făcut acest lucru pentru că venea și perioada aia cu uh, situația în toată lumea. Da. Și... na. Cam Așa a fost să fie Poate Dar că ai magazinul în altă parte Îmi doresc, doresc să-l deschid Poate să încep online da. Ca să o nu să am anumite riscuri Exact, să fie un pas înainte Pentru că știu că faci lucruri frumoase Te îmbraci și foarte frumos, ai stil Mulțumesc. De ce să nu mă îmbraci și pe alte doamne Și domnișoare păi, care ne primesc Da, da. Lucky like și nou Sunt stilistul personal, personal La trei persoane am și făcut, dacă știi, o să fie într-o revistă din Chișinău. O să-ți trimit la un moment dat, dacă vrei. Sunt stilistul la trei femei, da, din Chișinău. De succes. Și au fost, de acolo. Da, da, de acolo și au un reportaj în, într-o revistă și acolo le-am făcut eu ținutele. Ce frumos! O să povestim într-o ediție viitoare și despre lucrurile acestea. Îți mulțumesc mult de tot, Maria. A fost o plăcere să te-am în studio. Ești o persoană extrem de dinamică și nici nu știu când a trecut timpul nu numai dinamică și foarte frumoasă, așa cum am spus de la începutul emisiunii. Îți doresc o binele din lume și toate dorințele pe care ți le-ai pus în anul acesta să ți se îndeplinească. Mulțumesc din suflet și ție îți mulțumesc pentru invitație și iar vă, vă urez o seară cât mai frumoasă în continuare. Vă pup! Vă mulțumesc și eu că ați fost alături de mine azi la Online Story. Ne vedem cu drag la o ediție viitoare. La revedere!